Am înțeles că te deranja votul meu. Mă așteptam, nu că mă deranja. Da, și atunci de ce? I-ai reproșat, am înțeles că și Dianic. Dar n-a fost așa, Ela. Că păi n-a fost așa, cine ți-a spus, a spus că t-a Nu. Discuția a fost foarte scurtă. A venit Diana și Gabi îi spune: bă, eram sigur că mă votează, ceva exact. De genul. Și Diana mi-a supărat seama puțin. Asta e primul lucru pe care mi-l spui. Dar a fost doar o chestie așa aruncată, știi? Și acum cred că merită Diana să-i dăm cuvântul. Și atunci s-a încheiat. Gabi a plecat, s-a enervat. Diana zice că plutește. Am mâncat și pe ce am plecat. Ha? Și altfel, Diana? Sunt foarte bine. Eu chiar mă bucur să aud asta, că ești foarte bine. Parcă ești mai relaxată la față de când cu vestea. Da. Te-a pus darea ca în Tom și Jerry, scobitor la ochi. Parcă ești mai relaxat. Da. E foarte odihnită la ochi. Diana, vei continua să lupți pentru Gabriel. În ciuda faptului dat. Diana, ești? Da, da. Diana! Da, scuze. Ai dormit vreodată, Diana? Poate nu mi-a mers microfonul, vei continua să lupți pentru Gabriel. Are memoria RAM plină. Diana. Cașeul nu ești. E pe... Diana, ești ok? Can nu se aude, Livian. Can you hear me? Aud? Dacă... Nu. Da, n-aude, Diana, noi restul auzim. Vreau să fiu singur și... Asta-i problema. Asta-i problema. Are o treabă, Gabi. Ne găsim scuze. N-am nicio treabă, nu Gabi, sunt cu nimeni. Gabi, ai o treabă? Hai nu să nu. Nu sunt cu nimeni. Gabi, Ian, te rog frumos să-ți vezi de treburi. Păi nu, stai un pic, hai să nu aruncăm cu acuze că... Am zis că are o treabă, guys, n-am zis nimic. Asta ai urmărit. Fetelor. Ai intervenit a treia persoană, Gabi? Nu, n-a intervenit nimeni în viața mea. Nu? Nu, absolut nimeni. Miroase a ceva putred. Decât nu are ce să miroase a ceva putred, vreau să merg acasă la familia mea. Oh. Și cam atât. Vreau să fiu singur. Te deranjează Diana în viața ta? Nu mă deranjează Diana în viața mea, mă bucur că am cunoscut-o. Doar că asta este decizia mea să fiu singur. Nu ți mai face plăcere? Nu-mi face plăcere, v-am spus. Numai că vreau să fiu singur, asta e decizia mea. Bine, Gabi, hai, te iertam. O stare de genul ăla cum ai făcut tu, am făcut și eu odată în viața mea și când am făcut-o am fost sigură, adică de obicei când... Nu. Păi aia zic, sunt sigur, odată ce am făcut postarea și am făcut-o public, da, asta e că... Înseamnă că sunt sigur, decizia pe care am luat. Faci o postare de genul... No, și de mine a zis, auzi mă, dar tu de ce faci vlog când te disparți? Uite că alții fac și postări. No, și ce? Mie milenii să scriu, eu vorbesc. Ah, păi înțeleg. Nici nu prea știu să pun virgulele unde trebuie puse. Tu pui punct. Am, n-am. Punct, nu, pui trei de... I cu un I, nu cu Livian. Doi noștri voștri cu un I, regulă de stradă. N-ai pus punct, tu ai pus trei puncte. Eu pun ce vreau. Nu cred că te-ai pus mai degrabă virgulă. Ai pus trei puncte. Că nu, trebuie să mă știi din fața mea, asta vreau, e decizia mea să fiu singur. Dar normal. Să la final, dar nu că am pe cineva afară și că ce s-a... De întrebări de atât, să te pună să-mi vă răcezi. Întrebă ăștia pe tine, asta zic. Dar nu, auzi și tu că am pe cineva afară, că m-am îndrăgostit afară. Am o vagă idee cu cine vorbești ăsta. Ce? Cu Lady Gaga, că cred vorbești, nu? Îi vezi că iar să vacă, o vorbești, că nu știu ce, iar să... Nu, dar le spuneam părerea mea. Tau și tu sunt îndrăgostit. La o părere. Da, bineînțeles, Marius. Sunt îndrăgostit și rog. Sunt îndrăgostit. Ok. Sunt îndrăgostit de mama. Eu în locul tău abordam o altă strategie. Mă îmbrăcam sexy, mă îmbrăcam frumos, mă machiam frumos și făceam un ciudă. Dar de ce se face lucrurile? Da, dar nu pot. Da, o să întreacă. Credeți-mă că o să întreacă. Exact la fel. Eu așa, eu așa. Eu n-aș face așa. Cu Livian. Păi, mi-e dacă mie îmi spune, nu mai vreau, puc. Asta i-am spus și eu, abordează alte... Da. Strategie, nu plâns, placă, oricum, nu lacrimat, nu schiolălei, nimic. Ce? Da. Hai să-ți spun ceva. Haide să vezi, să-ți spun diferent. Livian, îți mai lăsa o portiță deschisă. Da. Păi să știi că au fost momente când chiar nu mi-a lăsat. Două, trei. Păi știu că te iubește mult, mult. Da, dar nu e vorba de asta. De exemplu, dacă nu vorbeam o zi, două, eu atunci știam că nu mai e niciodată, nu mi-a făcut chestia asta. Și atunci făceam exact contra. Și da, tu poți am fericită, poți am nu, poți am supărat. Ea nu mai e sigură, ea nu e sigură. Păi, nu e sigură nici în momentele alea. Odată ce nu vorbești cu tine, înseamnă că știu, nu te iubești. Da, așa gândești atunci. N-ai cum să compari relația ta cu ai. E adevărat, dar am fost și la început. Păi, normal, diferență. În general, diferență mare. Asta trebuie să faceți cu băieții, tocmai invers la ce să aștepta. Sigură, când te vadă că plângi, când te suferi, da. Mă vin din compasiune. Dar am spus și eu cum am făcut când m-am certat cu Marius. Am dat asta. Nu muri de ciudă. Că nu te-a văzut. Ba da, și el se băga cu mine în seamă. Aia zic, el. Aia a zis, nu mai vreau să vorbesc cu el, dați-mi, bă, nu mai, dar nu te mai bagă seama. Și el zicea, dar eu știam că îl rodea, că râdeam, râdeam și nu-i mai răspundeam la ce vorbeam. Iau, te vorbește, se așteaptă, gata, te închizi în tine, nu mai spui nimic. Sufer.
Nu dau să. Dacă ne dai contra. Nu. Ce face de obicei? Hai să vă spun, dacă îi spunea în emisiune, cum a făcut Marius cu mine, bă, probabil făcea așa, dar au văzut că-s două zile, nu mai vorbesc, e serioasă treaba și normal că e supărat. Da, tocmai contra. Acum, dacă se bagă în seamă cu tine, ignoră-l. Dar nu vreau să vorbesc. O făcut postare. Nu știu, simt. Postarea e gravă. Dar după gală, ai ajuns la ideea de a te despărți sau? Nu, după gală, nu. Dar nu e vorba că după gală. Asta nici nu știe să se explice. Ei nu mai era ok de o perioadă. Faptul că s-au certat atunci înainte de gală și că a scârțit de o lună jumate. De o lună, de o săptămână jumate. De atunci e relația. A scârțit din prima lună. De o săptămână jumate. Da? Că a fost discuțiile astea degeaba în casă, s-au adunat toate, nu? Da. Ține încrederea, geloziile astea degeaba, spune la îndoială că tu chiar ții la ea. Și asta te doară mai tare, multe, nu? Multe chestii, foarte. Da, te cred. Și ce? Îl înțeleg pe de-o parte și când e sătul până peste cap și nu e sentimentul ăla de iubire și chestiile alea care să te unească atât de mult să te facă să treci peste chestiile astea, zici, bă, alegi, bă, vreau să fiu liniștit, știi? Asta este. Exact. Că te doare, dar vreau să fiu liniștit, vreau să fiu singur, să fiu singur, pur și simplu. Nu vreau să mă mai doară capul. Aici intervine și... E o urmă de egoism, că e o chestie de egoism până la urmă, înțelegi? Dar te gândești în primul rând la tine, nu? Că, na. Da, dar egoismul ăla nu e neapărat egoism, într-un fel, dar îi faci și ei bine. Îi faci și ei bine pentru că oarecum tai greu un pic mai de la rădăcină. Ok, nu e chiar rădăcină, e un pic mai sus, dar e mai bine acum decât mai târziu, pentru că eu nu cred că ei poate să meargă în mai bine. Mă, n-ai cum, dacă îți place de persoană, n-ai cum să zici cum mă sufoc. Normal, logic. Da. Să pui punct! Când îți place să stea bot în bot. Ce i-a zis la Marius acolo săptămâna? Nu mai vreau să fiu cu tine. Mă enervez. Am stat o zi, dar nu pot. Ce o zi la fel? Ziceam, Diana, că am vorbit cu un băiat afară, am avut o lună și ceva. Ne înțelegeam bine, eram ok. La un moment dat, nu știu, am plecat eu la Constanța, m-am dus. Și ați stat deliberată, m-am simțit și n-am mai vorbit cu el vreo săptămână și pe aia am pus punct. Dar eram fericită, înțelegi? Fericită că oarecum a scăpat de el, că nu mai aveam o grijă, nu mai... Și nu mă interesa că suferă sau nu. Da. Chiar dacă mi-a plăcut de el cât am fost cu el. Dar nu m-a interesat dacă suferă, dar aici poate el vrea să... Nu știu, respect decizia și o să trec peste, nu este problemă. Dar cum să zic că tu că ești sufocantă, urât? Da. Asta urât, dacă asta a simțit n-ai el... N-ai cum să spui asta. Asta simțit eu. Poate se referă sufocantă la... Da, nu, că stăteam bot în bot cu el. Nu, să nu stea bot în bot. Nu, eu știu la ceea ce se referă. Să stea bot în bot, să stai tot timpul cu el. Da. N-ai cum să... Nu, e o decizie ciudată la Gabi. Adică așa deodată... Te-ai întrebat, poate influențat de cineva? Asta cred și eu la fel. Eu fi spus familia, mă... Da, da, sigur. Las-o, că... Nu, pentru că... Poate ai avut și multe comentarii. Nu, eu am vorbit cu mama lui. Dar nu zic de mama. Crezi că el singur a luat decizia? Nu știu. Eu zic că a fost influențat. Eu la... Eu nu, de ce, nu vreau să-l acuz de nimic, nu. Doar să-i respect felul în care decizia. Vorbește, parcă e un pic așa prea... Doar vreau să-i respect decizia. Nu dă niciun motiv concret. Da, tu... Eu respect, tu fii puternic, arată-i... Normal. Că nu te mai interesează nici pe tine, punk. Nu sta să suferi, să plângi, să te vadă că suferi. Doamne, păi dar nici nu vreau să băieți. Mai... Nici nu vreau să mai încurgă nicio lacrimă. Păi da. Nu prea ai, prea. Ai zis-o și tu mai bine tăceai de... Mai dacă măcar mai aveam vreo 4 pe aici, era bine. E, cum zici tu că... Cum ar veni... Zici tu că vorbești cu unul. Moare de ciudă. No, ideile, Bianca, îi mor. Mi-a zis, e fictiv, să spun. Păi, fictiv, ciudă, da, fictiv. No. Așa zice. Acum nu vreau să zic absolut. La ce te duce capul, Bianca? Nu pot să o acuz, bă, de ce ești geloasă. Pentru că așa se manifestă ea, așa... Dar n-am zis de ce e normal. Bine, el n-a întrebat de ce, a zis-o la modul că nu... Cum că de? Mi-am dat cu exagerează, gen, că... Dar nu cred că sunt singură. Dar cred că în viața asta toate exagerăm la un moment dat. Asta zic. Eu cred că Diana, în mod normal, n-ar fi atât de geloasă. Dar în ultima perioadă, ea a trecut prin niște momente... Și hai să-ți spun, care au... în mod normal, acasă, cred că pe jumătate ar fi atât de geloasă. Absolut. Probabil că și trăirile ar fi mult mai slab. Mai, nu sunt atât de intense ca aici. Pentru că aici te ispitesc oarecum, fetele râd, glumesc. Nu știu cât e vorba de ispitit, cât că acasă ai plecat și pur și simplu nu mai dai de acea persoană. Aici ești obligat să vii, să te vezi zilnic, să discuți problema, oamenii nu te provoacă la discuție. Nu la despărțit mă refer eu. Dar Marius, dacă, dacă ești într-o relație cu cineva, nu cred că
stai atent la tot ce faci. Când ai cuc, asta am spus și eu, aici ne uităm unul la celălalt. Asta facem. Dar ce să te ispitească? Și vorbești, că nu poți să faci. Dar aici asta face Mila. Îmi aduceam aminte de Roxana. Mine ce fac. Chiar îmi aduceam aminte zilele trecute de Roxana, măi, avea... Doamne, iartă-mă, deci ea chiar se băga, ea sărea pe băieți, se ducea, nu conta că iubita lângă. Compari, tu te compari cu... Dar nu mă compar, dar vreau să zic că sunt situații, sunt fete, poate care... Care, că a fost una în 20 de fete, a fost una singură. Eu pe Roxana am văzut-o și mi-am adus aminte de ea, poate mai sunt fete. Că au avut ea ceva probleme. Poate că mai sunt fete. O frică, o frică, se ducea la fel ce făcea chestii. Nu e adevărat. Da, o frică, bă, da, se ducea, lua la dans, la film. Se dădea o frică la bărbați. Toată lumea. Eu nu știu, zic. O să facă, să sară pe bărbați. Nu o să sară, nu, nu, nu. Că mai făceau glume, dar nu. Ma, nu glumea. Păi asta zic glume. Eu ce mi-am permis? Doar să glumesc așa? Eu nu m-am dus să-l iau în brațe, cu forța, să fac. Păi Manu se ducea și făcea. Adică eu nu le condamn. Sunt fete super șmechere, că pot. Bravo lor. Asta aplauz, tu felicit. Nu. Bravo, eu te felicit pe Mila. Bravo, ce gândire ai. Păi, Andreea, dar ce să zic? Dacă bravo, dacă una are relație, mă duc să-i fac ciudă. Nu. Da, bravo. Să-i fac ciudă. Dar pe bărbatul. Păi nu, dacă eu te-aș jigni pe tine, probabil n-ai venit să-mi dai una peste cap. Probabil ai te gândit, bă, hai să fac pe asta, nu, să... Nu știu, păi ce m-aș mănânc gândi. Nervi, nu? E, nu știu. Dacă ea mănâncă mie nervi... Da, stai un pic. Și eu am fost aici 5 luni singură, dar pentru asta nu m-am dus să mă dau la bărbat nimănui. Nu, nu te-ai cu cine ești. Când a fost joi, vineri, când ai supărat-o pe Andreea, eu trebuia să mă răzbun pe tine sau ea? Nu, clar atunci... nu! Păi, dar n-are legătură. Păi adică... cum să n-aibă legătură? Nu. Tu ai încurajat oamenii care, dacă li s-au făcut ceva, să se răzbune... N-am încurajat, eu am spus... Am nu ne-am răzbunat pe tine. Și am zis eu cum sunt. Adică nu cred că... zis bravo, nu. Care au puterea, bravo, Oprică și bravo, Roxana. Păi cum să fie lor dacă asemenea păi da, pentru că ele, la ele nu s-au... Deci fetele care au fost oarecum în da, probleme sunt exemplu, și victime... Sunt fete exemplu. Nu au sărit așa, să răcrâniți așa. Nu e negativ, exemplu negativ pentru mine. Dar poate și asta pentru mine este exemplu. Asta 5 luni aici, Ela, ca și tine singură, dar pentru aia n-am glumit cu nimeni și nimeni nu mi-a spus Andreea, de ce tu ești la bărbatul meu în 5 luni? Ela, crede-mă. Tu asta ai luat bun de la ele? Adică nu, tu... n-am luat bun... Mai mare, dacă eu nu m-am întors înapoi să le dau una în cap, înțelegi? N-am zis asta, nu, dar nu le-am dat niște... nimic. Eu m-am dus și am zis, hei, Gabi, prietenul meu, Gabi, ce faci? Nu, hey, nu, nu, ai spus ce. Clar că ai vrut să te răzbun. Păi, da, dar e o mică... Păi, la ce mi-au zis? Păi, ia, mică înțepătură, nu, doamne! Ela, fii asumată, mie mi-au jurat opri, că eu sunt asumată. Mai jurat, te-am bătut. Dar s-a asumată. Păi, dar de ce nu ești? Eu mă răzbun. Adică, toți suntem răzbuni. Păi, nu dau cu aceeași palmă, că dacă aș da cu aceeași palmă, ar durea.